Campania națională de informare Fii Părinte Informat, cunoașteți drepturile, desfășurată la nivel național, a ajuns astăzi, 27 ianuarie, la Soroca. Aici, participanții au fost informați de către specialiști despre modificările recente în legislația națională, care sprijină familiile cu copii și încurajează accesarea inclusiv online a prestațiilor de asigurări sociale adresate angajaților cu copii. Campania Fii Părinte Informat, cunoașteți drepturile este o inițiativă deci care este desfășurată de către Casa Națională de Asigurări Sociale la nivel național, deci în toate raioanele țării, cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, și este un efort al autorităților de a informa și a disemina informațiile ce țin de ultimele modificări în domeniul politicilor prietenoase familiei, pentru că ne dorim ca ele să ajungă aceste informații la cât mai mulți cetățeni și, într-adevăr, să aducă schimbarea, fiindcă Fondul Națiunilor Unite pentru Populație susține, prin suportul care este acordat Guvernului, Parlamentului și companiilor din sectorul privat, ca cuplurile din țară să-și atingă numărul de copii care și-l doresc, în același timp să nu renunțe la aspirațiile profesionale pe care le au și respectiv să poată combina armonios responsabilitățile familiale cu cele legate de muncă. Suntem foarte bucuroși că au răspuns la invitația noastră mai mulți reprezentanți administrației publice locale, reprezentanții agențiilor economici, Direcția Asistență Socială, cât și tinerii de la Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu. Sala a primit o informație foarte utilă atât pentru dânsii cât și pentru membrii familiilor lor. Sperăm că fiecare dintre ei or să repartizeze această informație și o să distribui ca să atingem cât mai mulți cetățeni din raionul nostru. La întrunire au participat tineri, părinți, angajatori din sectorul public și privat, reprezentanții ai administrației publice locale și Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei. Ei au fost familiarizați despre beneficiile încurajării angajaților de a îmbina viața profesională cu cea de familie. Consider că seminarul de azi este foarte important, în special pentru angajații autorităților publice în cazul când emit unele acte în suportul mamelor care au nevoie de concediu de maternitate, cât și de persoanele tinere care sunt prezente la seminar, fiindcă le oferă șansa de a-și cunoaște drepturile în cazul când se pot bucura de acest concediu. Și pentru tații, părinți, care la fel cunosc care este posibilitatea unui concediu paternal, cât și posibilitatea de a primi indemnizația respectivă, benefic pentru întreținerea familiei și a copilor. Întrucât noi lucrăm cu toate categoriile de persoane, inclusiv cu familii și cu copii, această informație care astăzi a fost adusă este foarte utilă pentru noi, ca angajați, ca specialiști, pentru a o aduce la cunoștință persoanelor și a facilita atât concediu maternal, care o pot lua mamele, cât și concediu paternal, care îl pot beneficia tații, și încurajăm ca tații să fie la același drept alături de soții. În cadrul sesiunilor informative, cei prezenți sunt informați despre prevederile și modificările cadrului legal referitor la indemnizațiile adresate familiilor cu copii și explicarea oportunităților de utilizare a serviciilor publice electronice. Cea mai mare cumva reușita noastră este oferirea de 1000 de lei pentru toți copiii până la vârsta de 2 ani și ne bucurăm că am avut suportul tuturor colegilor și guvernului. Totodată am modificat legislația ce ține de concediu de maternitate. Acum femeile pot să îmbine viața profesională cu cea de familie, muncind până la 36 săptămâni de sarcină, beneficiind și de indemnizație de maternitate. Totodată, calculul indemnizației de maternitate a fost modificat, astfel încât veniturile cele mai mari ale soțului sau soției să fie luate în calcul automat la calculul indemnizației de maternitate. Totodată, părinții acum au o altă opțiune de îngrijirea copilului și de solicitare a indemnizației de îngrijire a copilului, una mai scurtă și mai substanțială. Deci poți solicita o perioadă de un an cu o mărime de indemnizație de 90% din salariu.
Deci aceasta e, opțiune este pentru acei părinți care vor să revină la lucru mai devreme și au un ajutor mai mare din partea statului. Tinerii au, în ziua de azi, tinerii familii au oportunități destul de mari. În primul rând, pot să-și fac studiile și la universitate în străinătate, fiind aplicând noile tehnologii la distanță. Important e ca ei să se poată angaja acei tați, acei mame care vor să întemeieze o familie, să aibă un trai decent și observă în ultima perioadă chiar tinerii tați, pe exemplu cu cărucioarele pe faleza Nistrului, în zone de agrement. Guvernul încurajează ca să rămână acasă acele familii, deoarece dacă un părinte pleacă peste hotare, atunci apar deja alte probleme ce ține de nucleul familiei, care este cel mai important în societatea noastră. Adică e un etalon cum se dezvoltă societatea noastră. Campania națională de informare Fii Părinte Informat, Cunoașteți Drepturile este desfășurată în perioada 17 ianuarie-28 februarie de Casa Națională de Asigurări Sociale în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, în coordonare cu Parlamentul Republicii Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale și cu suportul Cancelariei de Stat.